Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou film pe canalul meu. Astăzi vă arăt cum se testează cablurile de rețea, cablurile care au mufa RJ45 și pe care le avem aproape cu toții prin casă sau pe la servici. Pentru a le testa dacă funcționează bine, avem nevoie de un tester care e format din două bucăți, o parte centrală și un satelit. Partea centrală, partea principală are și o baterie de 9V. Și pentru a începe testarea, conectăm cablul într-o parte și în cealaltă și pornim. Avem două posibilități aici, avem on și S. Fac același lucru, doar că S-ul vine de la slow. Toată testarea se face mult mai încet pentru a putea citi mai bine. Și dacă cablul funcționează, după ce am dat drumul, vedem că ambele fire se aprind în același timp. Da? Deci vedem că absolut totul, la cablul acesta, G-ul nu se aprinde, deci masa nu se aprinde. Deci este un cablu cumpărat din comerț, este un cablu de calitate mai slabă și nu are și G-ul, nu are și masa conectată. El se poate folosi foarte bine, însă dacă am folosit un astfel de cablu pe distanțe foarte lungi, fără masă riscăm să avem interferențe sau alte probleme. Avem tot un cablu de rețea, tot cu aceeași mufă RJ45, dar de calitate mai bună. L-am luat dintr-un switch temporar. Și iată, la acesta se aprinde și G-ul, se aprinde și masa. Deci ambele cabluri sunt bune. În cazul în care nu se aprinde unul dintre LED-uri într-o parte sau se aprinde încrucișat într-o parte 2, într-o parte 4 sau așa mai departe, sau se aprind două LED-uri în același timp într-o parte sau în oricare, înseamnă că cablul nu este bun, nu a fost mufat corect. Și atunci trebuie refăcute mufele, trebuie setizat din nou. Cu același aparat putem să testăm și cablul de telefon, mufa RJ11. În partea cealaltă avem aici și pentru mufa RJ11. Este un cablu cu două fire, deci nu se vor aprinde decât două LED-uri, 3 și 4, ambele în același timp. Vedem, deci și acest cablu este bun. Mai există cablu de telefon și cu 4 fire și la acela normal trebuie să aprinde 4 LED-uri. Asta a fost filmul, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă invit să dați un like acestui film sau să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o deja. O să vă las și link-ul în descriere de unde l-am cumpărat și la ce preț este, pentru că de multe ori sunt întrebat și trebuie să comentez, să mai caut după aceea. O să vă las direct link-urile. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Toate cele bune!